Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Argyu și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de Career cu Atlanta United, da, la Liga, da. Și avem meci foarte, foarte greu împotriva celor de la Atletico Madrid, da. Ei se află pe locul 3, noi pe locul 2, dacă nu mă înșel. Ne-am înfruntat cu ei și la începutul sezonului în Supercupă. I-am învins și în tur și în retur. Însă de această dată ne lipsește Moise Kean. Fac, a apăsat gen să intru, mă rog. Eder Militao a trimis în out. Acum Antoine Griezmann însă nu mai ajunge la balon și Alexander Arnold către Răzvan Marin. Militao foarte bine. Oh, însă Marin nu mai ajunge la minge. Foarte bine acolo blocajul. Jovic, Luka Jovic. Lansare către Jadon Sancho, însă este blocat perfect de către Teze. Teze care este înlocuitorul lui Lucas Hernandez care a venit la noi. Kylian Mbappé bate scurt cu Jadon Sancho. Sancho către Mbappé. Oh, driblează acolo. Iar acum Kylian Mbappé. Oh, însă cum a driblat, frate. Da, voi pe și nu ezitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like și subscribe dacă vă place. Acum Kylian Mbappé a câștigat duelul la cap împotriva lui Ezequiel Barco, fostul jucător al nostru, care a semnat acum 2 sau 3 sezoane, cred că 2, nu mai știu. Acum Jadon Sancho cu o lansare pentru Kylian Mbappé. Șutează în blocaj și mingea era cât pe aici să ajungă la Phil Foden, însă n-a mai ajuns Grimaldo. Către Marin, însă nu poate câștiga duelul cu Sergio cu Agüero. Până acum, Marin a avut 2 dueluri și nu le-a câștigat, frate. Nu, este Johnny, Agüero, Saul, care primise de la Barco. Mamă! Ce ocazie a avut Atletico Madrid. Și prinde Andriy Lunin. Trebuie să ne calificăm neapărat din grupele Champions League. O să fac tot posibilul ca să ne calificăm. Pentru că am nevoie neapărat de acei bani. Să păstrez din jucători, pentru că foarte mulți jucători sunt în ultimele luni de contracte. Cum ar fi Lunin și pe Lunin trebuie să-l păstrez neapărat. Dar am încercat acum ceva timp să-i dau. Și am zis să-i dau 130.000 de euro, că mai mult nu puteam să-i dau și n-a acceptat, frate. O să măresc miza. Cred că la 170.000. Dar și așa e cel mai bun portar, deci eu zic că se merită. Acum Phil Foden. Phil Foden în fața lui Oblak. Incredibilă intervenția lui Jan Oblak. Incredibilă. Incredibilă intervenția lui Oblak. Acum Antoine Griezmann a câștigat duelul la cap cu Lucas Hernandez, fostul coleg de la Atletico. Hernandez care a venit pentru 80 și ceva de milioane la noi. Acum Phil Foden îl lansează pe Luka Jovic. Luka Jovic cu călcâiul, Phil Foden către Kylian Mbappé. Oh! Incredibil! Incredibil și atât. Incredibil ce ratare a avut Kylian Mbappé. A lovit de 2 ori bara la aceeași fază. Holy shit! Marin, Foden, Mbappé, către Jadon Sancho, Sancho. Nu se poate, încă o dată o intervenție foarte bună a lui Jan Oblak. Zici că nu vine de pe aceeași planetă Oblak, apără foarte, foarte bine. Incredibile intervențiile acestuia. Acum Luka Jovic, foarte bine către Răzvan Marin. Oh, nu. Marin parcă nu este meciul lui, nu este meciul lui, frate. Marin marca în foarte multe meciuri și făcea multe meciuri destul de bune, dar acesta nu este meciul lui, nu știu de ce. Bun, foarte bine, acum Kylian Mbappé. Kylian Mbappé este lansat, însă a fost oprit. Acum Hernandez către Grimaldo. Hernandez, Eder Militao. Foști adversari în Liga NOS. Da. Și 2 minute de prelungiri, mai este 1 minut. Probabil acesta va fi scorul pauzei. Da, și se termină. Trebuia să mai lase, frate, și faza asta. What the fuck, man.
Oh my god, ce repriză am putut avea, incredibil. Incredibil ce a putut face Jan Oblak în poartă. Mă gândesc cât mai poate apăra Oblak. Iar în această repriză o să riscăm puțin mai mult. Uite și tu, mă mut aiurea. Oh, fuck, am greșit acum. I-am greșit, bun. Așa, bun. Eder Militao foarte bine, nu a greșit. A fost o fază foarte importantă. Marin foarte bine a pasat către Wings, care îl lansează pe conaționalul său, Jadon Sancho. Jadon Sancho pasează scurt cu Luka Jovic. Luka Jovic intră în careu. Adversarii săi resping mingea, n-am fost atent cine a respins-o. Grimaldo foarte bine acolo. Kylian Mbappé nu mai ajunge la acel balon prins de către Jan Oblak. Jan Oblak. Marin foarte bine acolo, Wings, Sancho, Jovic, oh, n-a fost deloc pe poartă acest șut, a fost foarte iurea. Și Phil Foden iese, este înlocuit de Nicolo Zaniolo, tânărul italian. A, nu, a fost respinsă mingea pentru că este corner. Foarte bine, nu se poate. Ce bine a bătut Kylian Mbappé pentru Eder Militao. Iese și Agüero. Oh, nu, ce bine era acolo și Luka Jovic. Răzvan Marin, șut în blocaj. Știm foarte bine că Marin este foarte bun la aceste șuturi, la șuturile de genul, din afara careului. Sezonul trecut a marcat ceva goluri de genul. Foarte bine acolo, Wings. Bine, Jovic. Trimite către Mbappé, dar n-a fost bună pasa deloc. Atletico are meci la Real Madrid. Meciuri foarte grele pentru Atletico. În continuare. Harry Winks. Și șut. Oh! E incredibil. Hai că riscăm și mai mult. Iar mi-a mutat. Iar mi-a mutat. Ar merge cumva pe acolo în spatele vârfului, dar nu vreau. Nu știu, mai las puțin pe Sancho. Dacă nu-l băgăm pe Davis, că prea... Thiago la Manchester United. Ok, dar s-a terminat de mult mercatul, prieteni. Oh, nu, ce contra acum al ce a celor de la Atletico de Madrid. Ce contra lui Gelson Martins. Foarte bine acolo, pasăm. Foarte bine. Bun. Ai de capul meu, Jovic, ce ai făcut? Foarte bine acolo Eder Militao, ce bine s-a descurcat acolo Eder Militao. Și se vede că este cel mai bun fundaș central din La Liga. Marin foarte bine a prelungit acolo mingea. Zaniolo, Wings. Zaniolo din nou, Jadon Sancho. Intră în careu, dar Teze sau nu știu cum îl cheamă pe tipul ăla a oprit. Nu e TT, e altul. Wow, ce bun a fost această minge. Însă respingem foarte bine. Bun. Haide. Mingea este către Sancho, dar acesta se afla între fundaș și n-a avut ce să facă. Maximilian Filip. What the fuck, man? Stai că trebuie să pun pe pauză. Ok, gata. Marin nu mai poate continua, deci va intra Guendouzi. Și așa, și aici să trecem pe altă formație, un 4-3-3 atac. Așa. Zaniolo Guendouzi, ok. Și nu știu, l-aș trece pe Mbappé striker. Hai că fac așa. Mă risc cumva pe striker. Pentru că altfel nu cred că putem câștiga. Dar ce ocazie a avut Kylian Mbappé în prima repriză.
Haide, minge foarte bună către Iovici, dar n-are viteză, frate, pentru că este foarte obosit. Haide să se întrerupă jocul, Maximilian Filip. De ce n-a pasat? What the fuck? Îl avea liber pe Griezmann acolo. Iese Marin și intră Guendouzi. Și intră și Alphonso Davies în locul lui Jadon Sancho. Și avem o formație foarte ofensivă a celor de la Atalanta United. Oh, Alphonso Davies este liber și pleacă pe contraatac. Singur cu Jan Oblak. Și este gol al Alphonso Davies. Cel care a fost introdus acum câteva minute. Îi prinde pe contraatac și marcăm incredibil. Incredibil. Ce contră. Alphonso Davies se vede că este un jucător de calitate. Intră și marchează și probabil după ce va pleca Sancho. De fapt, nu probabil, sigur va fi titular după ce va pleca Sancho. Așa, haide că trecem pe ultra defensiv boss. Da, e ok așa formația. Vedem Alexander Arnold nu mai poate continua așa de mult. Însă incredibilă contra lui Alphonso Davies din care a deschis scorul. Scorul a fost deschis destul de târziu, însă este timp să mai marcheze și Atletico, vedem că sunt pe noi. Oh, dar foarte bine acolo. Kylian Mbappé. Pas către Luka Jovic, dar prea lungă pasa. Jovic, foarte bine. Nicolo Zaniolo. Zaniolo, oh my god, ce a fost asta Zaniolo? Ce a fost asta Zaniolo? Băi frate, Zaniolo mai trebuie să lucreze la șuturi și la d-astea. Intră Stark în locul lui Teze, Jordan Teze. Foarte interesant acel tip. Am auzit în viața mea de el. Stark ăsta cred că e de la Hamburg sau de la Hertha Berlin, dacă nu mă înșel. Mă rog, din Germania. Că prima dată nu mi-am dat seama și este victoria 1-0. Foarte bine, foarte bine. Alphonso Davies intră și marchează. Meritată victoria, zic eu. Foarte bun meciul lui Alphonso Davies. Intră, cred că a fost... cred că a atins de două ori balonul sau ceva de genul. Dar a făcut-o foarte bine. Meci în cupă contra lui Cadiz. Nu știu, parcă aș odihni din jucători pentru că avem Champions League. Le-aș introduce și pe Lupul Eminescu. Vedem, la reflex are 87 și la diving are 85. Deci... Na. Aș putea risca, mă rog. Așa, introducem lupul Eminescu în ring. Îl odihnim și pe Hernandez. Și pe Mbappé îl odihnim și pe Marin. Și nu știu alții. Este un meci de cupă care Cupa pentru noi, sincer, nu este un obiectiv, dar până acum n-am câștigat-o niciodată. Ar fi bine să o câștigăm și pe asta. Și dacă nu mă înșel, e tur-retur. Da, este tur-retur, deci dacă pierdem acum acest meci, o să luptăm mai mult în retur. Și hai să vedem, 4-0, incredibil, și cu rezervele încă un gol marcat de Guendouzi. De Davis marchează și Guendouzi și Sancho și intră Mbappé și marchează din penalti. 4-0, deci clar. Foarte bine. Ne menținem pe primul loc la 2 puncte de Barça. 6 de Atletico. Îmi pare rău că nu l-am pus și pe Zaniolo acum mi-am dat seama, dar mă rog, lasă așa. A jucat și Lupul Eminescu foarte bine, n-a primit gol. Cred că e premieră în direct și în reluare. Bă, Jovic, sincer, mă așteptam la mult mai mult de la el. Thanks, boss. De ce thanks, că tu n-ai de boss? Alphonso Davies e foarte rău. Parcă aș odihni din jucător pentru că este un meci foarte important din Champions League. Vreau să văd unde se află, dar se află pe loc de retrogradare. Are 8 puncte Villarreal și o să odihnesc din jucători. O să-l punem pe Zaniolo. O să-l punem și pe Guendouzi. Oh, hai că-l pun pe Mbappe să nu riscăm.
nu-l odihnim pe Mbappé pentru că ăsta nu e un jucător de odihnit. Și nu știu altceva ce aș putea pune. Nu-l pun pe Eminescu. Pentru că e iurea dacă-l pun. Ok, hai să vedem ce avem la inbox. Ok. N-a avut nicio performanță la România, dar totuși rămân selecționer. Ok, haideți. Și meciul începe. Nu cred, pierdem din penalti, frate. Ah, intră Guidetti și marchează din penalti. Suntem pe ultimul loc în grupă, frate, deci asta este foarte aiurea. Trebuie să câștigăm neapărat acest meci. Dacă îl câștigăm, putem trece pe locul 2. Este foarte important acest meci. Ok, prima echipă. Sper să se odihnească jucătorii care au fost și în campionat. N-am un atacant de rezervă pentru că l-aș fi odihnit pe Jovic. Nu fac antrenamente. Ok, haide. De fapt, nu parcă, trec pe un 4-3-3 attack. Formație, mergem pe un 4-3-3 atac pentru că nu pot să risc. Cam așa va arăta formația. Și da. Dacă pierdem meciul ăsta, este clar că am ratat calificarea. Avem 3 puncte după 3 meciuri, deci vă dați seama ce aiurea stăm în clasament. Ăștia ne-au bătut cu 1-0 într-un frate. Fenerbahce o conduce pe Napoli 1-0 și se termină 4-0, dublă Winks, gol Mbappé și Jovic. Și cred că urcăm pe 2 peste Napoli, nu știu, dar cred că avem gol averajul. Stai puțin, boss. Nu. Nope. Puțin mai așa. Suntem pe 3, mă rog. Și cred că o să joc eu off-camera meciul cu Fenerbahce, că urmează. Și în următorul episod o să jucăm meciul cu Napoli, care este foarte important. La Napoli evoluează jucătorul nostru. De a fostul nostru jucător Cengiz Under, care a venit de la Roma la noi și noi le-am dat pe 50 de milioane în ultima perioadă de mercato. Ar de ce arată așa echipa, boss? S-a văzut o diferență ofensivă. Am învins cu 4-0 pe Dinamo Kiev, cea pe care ar fi trebuit să o batem, frate, efectiv. Ei au 3 puncte făcute cu noi și aiurea, 1-0. Ok, hai să vedem la națională. Îl avem și pe Lupul Eminescu aici, dar Tătărușanu de ce lipsește? De ce lipsește Tătărușanu? Luăm în locul ăsta, așa. Că vreau să-l iau și pe Radu, așa. Îl avem și pe Iorgu Popa, jucătorul nostru care este dat împrumut. De accidentat, Stanciu, dar cred că o să-și revină. Să sperăm. Marin, cel mai bun jucător al naționalei, alături de Andone, care joacă în primera și el. Și avem și Petre și Florin Tănase, că-l ținem și pe Tănase. Mi-a căcat. Îl luăm pe Vlad Dragomir atunci. Suntem tot la 2 puncte de Barcelona, am avut diferență mai mare, înseamnă Hector, jucătorul lunii în La Liga. Poate în Europa League. Să vedem și noi măcar. Jagiellonia a bătut pe Stadleran. Nu știu cine se ia. Mă rog, hai să facem și noi o schimbare. O să iasă Marin. Uite-l și pe Zaniolo, 77 overall. Bă, Zaniolo trebuie să exerceze la shooting, frate, pentru că e praf acolo. Deci praf cu pămare.
la shooting, la finishing. Îl băgăm și pe Kierer, de fapt lasă pe joc așa. Și așa Kierer o să plece, cică, dacă nu mi-amintesc greșit. Meci contra Deportivo La Coruña, acasă. Zic eu destul de ușor, dar cine știe, ne putem încurca oriunde, pentru că nu este un campionat așa de slab. 6 la 0, incredibil. Dublă Winks, gol Mbappé, gol Davis și intră și Sancho și marchează o dublă. Incredibil, 6 la 0, scor de tenis împotriva lui Deportivo La Coruña. După o să umblu la Zaniolo, vreau să mai lucreze la ball control și la agility și după o să umblu la finishing, la d-astea. Aia, nu mă interesează de ce să vă mint. Win. Oh my god, două win-uri, dar păcat că sunt friendly-uri și în meciurile oficiale pierdem. O să vezi. Se întoarce Moise Kean din injury. La național a fost Arnold, Winks. De ce n-a fost Sancho? What the fuck? Hernandez, Marin Eminescu și... Da. S-a dus și Kean, care a revenit din accidentare. Ok. Hai că o să-l ținem pe bancă. Pe Kean. Sau să intre și el în campionat. De fapt nu, lasă că nu e 100%, deci nu o să-l riscăm pe Moise Kean pentru acest meci contra Sevilliei, care nu este în primele 6 echipe ale campionatului. For the upcoming match, băi frate, nu e meci din ăsta, e pe locul 9. Poate la un meci cu Las Palmas sau Valladolid, poate îl joc pe Eminescu. Tu o să te duci pe împrumut, dar n-am player să țin la club. Gen, pentru a umple banca de rezerve dacă se rupe cineva cum a fost Moise Kean. Ok, Dimitrovici, ok. Mbappé deschide scorul, 2 la 0 Mbappé și Jovic. A intrat Davis în locul lui Sancho pe parcursul meciului și a făcut și acolo o schimbare, nu m-a interesat ce, cum și toate astea. Da, o să joc eu meciul ăsta off camera și revin imediat pentru că e foarte important dacă câștigăm meciul, urcăm pe locul 2, da, și revin cu goluri sau ceva de genul. Da, băi, băieți, și Moise Kean a deschis scorul. Fiind titular, acesta deschide scorul după foarte multe ratări, însă și Fenerbahce au avut ceva ratări, zic eu. Chiar dacă la un moment dat aici arăta că avea doar un șut, uitați contraatac, Foden a pasat și Moise Kean n-a ratat și a deschis scorul. Fiți atenți și voi la statistici de astea. Ok. Și a avut Lunin 6 intervenții arăta acolo. What the fuck? Moise Kean se întoarce foarte bine după accidentare și deschide scorul și probabil nu e 100%, dar ne califică 100% cel puțin în 16.000 Europa League. Acum Phil Foden. Oh, penalti, boss! Bine, și avem penalti. Și putem face 2 la 0. Intră și Zaniolo. Pentru că deja meciul este decis, zic eu. Oh, și Kylian Mbappé face 2 la 0, incredibil. Și clar meciul este câștigat. Meci domina 100%. Câștigat, clar. Kylian Mbappé îl execută pe Tekin sau Takin sau ceva de genul. Mă rog, și da, putem spune că meciul este deja câștigat. Haide că mai stau puțin pentru că nu mai durează așa de mult meciul. Și așa după acest meci o să dăm sim meciului cu intră Remedy. Și el a fost jucător la noi. Holy fuck, Remedy a fost jucător la noi în primul sezon și vedem. Ne întâlnim iar cu un jucător de-al nostru în momentele în care nu prea aveam jucător, frate. Holy fuck, Remedy.
Oh, și ce ocazie acolo a lui Mbappé. A șutat pe portarul advers. Kylian Mbappé acum foarte bine. Oh, dar nu se înțeleg jucătorii noștri. Grimaldo este blocat foarte bine acolo. Și Hernandez n-a mai putut ajunge, însă este acolo Zaniolo. Foarte bine. Însă acum nu mai ajunge Zaniolo la pasa lui Arnold. Zaniolo care, sincer, dacă nu o să aibă și el acolo un 6-7 goluri, o să-l trimit la împrumut, pentru că m-am săturat de el, intră și nu face absolut nimic. Nu că Foden ar face cine știe ce, dar Foden face mult mai mult decât Zaniolo. Adică nu știu. Wow, și vedem o super intervenție a lui Andrii Lunin. Și arbitru acum practic ne oprește. Oh, foarte bine acolo, ziceam de Zaniolo. Iar acum Jadon Sancho, cu un great run, hide. Oh my god, adversarul i s-a pus în față. Și intră și Kjaer, ca să fie să nu fie. Thilo Kjaer în locul lui Grimaldo. Oh my god, în fața golului de 3 la 0, însă a stat foarte bine acel jucător la bară și tot acolo o să batem. Și este 3 la 0, 3 la 0, incredibil, este 3 la 0, nu știu cine asta. Este Thilo Kjaer, cel care abia a intrat, a marcat, incredibil. Thilo Kjaer intră și marchează. Holy fuck. Intră și Guendouzi. Incredibil, foarte bine. Și stai că vreau să fac o chestie. Fac așa. Și îl băgăm și pe Davis. Asta e, scuze, am uitat că l-am băgat pe Zaniolo. Thilo Kjaer intră și face 3 la 0, incredibil. Vedem altă față a Atlantei United în acest retur de grupe Champions League, pentru că în primele 3 meciuri n-a arătat bine deloc, fiind învinsă și de Dinamo Kiev, frate. Cred că doar pe ăștia i-am învins. Și parcă 1-0 sau ceva de genul. Mă rog, o diferență foarte mică. Și vedem acum altă față, 4-0 cu Dinamo Kiev, 3-0 în acest moment cu Fenerbahce, care ne-a ținut da, ne-a ținut față o repriză, dacă pot spune așa. Nu știu, îmi scapă acum cuvântul pe care voiam să-l spun. Minge acum către Nicolo Zaniolo, foarte prost trimisă de către... Oh, 4 la 0. Minge foarte prost trimisă de către Winks, însă este 4 la 0. Dublă Kylian Mbappé și se termină. Se termină. Kylian Mbappé închide tabela. Liderul nostru, Kylian Mbappé, marchează încă o dată din asistul lui Zaniolo. Lovitură de cap foarte bună a lui Kylian Mbappé și portarul lor era câtva ce să-mi oprească lovitura de cap, însă am reușit acolo. Și este victorie 4 la 0, incredibil. 4 goluri marcate în cea de-a doua repriză. Ce repriză nebună. Te chinu așa. Trophy earned. Ah. 5-0 Atletico Madrid cu Rosenborg. 5-0 Liverpool cu CSKA Moscova. Holy fuck. La noi în grupă nu văd. Dacă a câștigat Kievul, suntem ca și calificați, vreau să văd. Că putem învinge pe Napoli etapa următoare și te trecem de pe primul loc. Aia nu. A câștigat Napoli. Și dacă câștigăm în următoarea etapă, trecem de pe primul loc. Ok. Asta este foarte important. Dar putem pierde și acel loc 2 dacă vom pierde. Ok, haide că o să schimbăm de aici. Nu știu. Îl bag pe Zaniolo, facem ceva improvizări. Pentru că jucătorii nu sunt 100% pentru a juca. Îl punem pe Kjaer acolo, what the fuck, man. Dar n-a trebuit să odihnim jucătorii. A fost un meci foarte extenuant, foarte lung și foarte important. În care jucătorii s-au dăruit 100%. Și da, haide să dăm sim.
3 la 0, incredibil. Marchează și Zaniolo, cel de care ziceam eu că dacă nu marchează, da, și intră și Kean și marchează. 3 la 0, haide să vedem acest meci de cupă în care o să odihnim și aici, pentru că după avem meci cu Real. O să rămână așa atacul. O să introducem și ăsta. Și o să avem un debut în acest meci. O să fie tipul ăsta, Schäfer, sau nu știu cum se... Schäfer. Nu știu cum se pronunță corect. Ok. Ca și calificație, învingând Cadiz în tur 4 la 0. Uite, Mbappé mulțumește că le-am odihnit, frate. The next transfer window. Da, frate, o să plec, stai tu liniștit. 1 la 0, marchează Davis încă o dată și din nou Alphonso Davis își face treaba foarte bine și câștigăm. Și da, voi vedeți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Un meci destul de bun făcut de Lupul Eminescu, ne primind încă o dată gol. Da, și avem meci foarte greu în următorul episod contra Realului. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!